Primăria Drobeta Turnu Severin, împreună cu primarul orașului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, vrea să obțină o finanțare de 15 milioane de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru construcția unor locuințe pentru tinerii din comunitățile marginalizate sau grupurile vulnerabile. Printre cele mai importante subiecte dezbătute în cadrul ședinței a fost și proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru obiectivul de investiții care privește construirea de locuințe pentru tinerii care provin din grupuri sau comunități vulnerabile. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a fost întotdeauna atent la nevoile comunității, iar prin acest proiect va fi alături de tinerii greu încercați de soartă. În continuare am avut un proiect pentru locuințe sociale de tineri. O să vedeți tot un proiect foarte mare, aproximativ 15 milioane de euro. Ceea ce este interesant la acest proiect este obligația noastră, dar în același timp primim și banii necesari, ca aceste apartamente să fie cât mai puțin consumatoare de energie. Avem pompe de căldură, la ele panouri fotovoltaice, contoare de citit la distanță. Vor fi, dacă mă întrebați pe mine în acest moment, mult peste ce este în acest moment chiar pe piața din România. Sunt bani prin PNRR, în general au acces la aceste apartamente persoanele vulnerabile din punct de vedere social, cei care sunt crescuți la casa de copii, cei care au venituri mai mici. Vedem pe parcurs dacă există posibilitatea să mai aibă nevoie sau să mai aibă acces și alte persoane, alți tineri vulnerabili din societatea românească. Obiectivul general al proiectului pentru tinerii din municipiul Drobeta Turnu Severin este acela de a duce la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru tinerii care provin din comunități și grupuri vulnerabile, inclusiv la integrarea socială și economică a grupurilor țintă. Așadar, primarul municipiului Marius Creciu a fost mereu un om al comunității, dorind să vină în sprijinul cetățenilor orașului cu proiecte menite să crească nivelul de trai și confort al acestora.